între Traian și asta Grigore? Asta n-am, sunt două dar subiecte în ce total sens? Diferite, pentru că eu cu Traian am fost amici, să zic, și atât. Cu Grigore a fost altă treabă, am încercat să fim noi aici apropiați. Tot adică dezamăgirea e cu atât mai mare normal, cu cât de la Grigore noi am ținut partea tot timpul și când a fost în conflicte și în delea și eu nu mă așteptam să fac așa. Oricum, totul a început de când... Nu neapărat mi-am dat seama, mai ales când m-a nominalizat, atunci pur și simplu profita de faptul că suntem apropiați. După aia mi-a spus că o pune pe Constantina la fel. A fost faza cu mărul care m-a deranjat foarte mult și știu că e adevărat că n-a zis-o în glumă. Și mai ales și cu cadourile știu că la noi s-a referit, nu la Marenica. A, deci tu acum le-ai da, n-am vrut să zic atunci să influențez pe cineva sau de afară. Am zis, las că lăsăm de la noi să fie așa. Dar știu că astea sunt adevărate. Faptul că și familia ta ți-a spus de vreo două ori despre Grigore. Da, ai mei știau, mama mi-a spus din seara în care am intrat în competiție la hotel, m-a întrebat cu cine dorm în cameră, mi-a spus, vezi că dorm cu un băiat Grigore și mi-a zis, ai grijă că e periculos. Adică îl știe de la alte show-uri? Da, și stai, mama, știa că oamenii să pot... Că era în prima... Să pot schimba papagalul, dată mai, stai grijă că e periculos. Pentru că, mă înțeleg că din altă parte, n-avea de unde să-l cunoască mama ta pe Grigore, nu? Că era în prima, era înainte să intrați în competiție. Da, ei mei au vizionat mult cealaltă emisiune și bunica mea și știau povestirea pe de rost. Și s-au Grigore adunat, s-au pus cap la cap, oricum da, știam, dar îi spune nu... Dacă nu greșește, n-am de ce să... Dacă ne alături, e problema lui fiecare om. Eu și afară trăiesc lângă tot felul de oameni. Arșivi, mincinoși, hoți, bandiți. Nu e problema, cât timp avem respect unul față de celălalt și așa... Dar pe de altă parte nu putea să fie efectiv un gest necontrolat din partea lui Grigore și atât? Nu să faci așa ceva în fața unei femei. Putea să fie oricare altă fată. Bun, hai că mai avem timp să vorbim de mâine, că nu astăzi. Și vreau să-i mulțumim doamnei Angelica, doamna Culista, eu, Constantina, doamna Denia Alin și Gina pentru doamne Culista, bine. Hai să vedem ce ați făcut voi ieri, așa în mare, cum a decurs ziua de luni pentru concurenții din casă, în următoarele imagini. Mireasă pentru fiul meu. O nouă săptămână a început în casa mireasă pentru fiul meu. Primii care s-au trezit au fost Andrei, Traian și Grigore, deoarece era rândul lor să meargă la cumpărături. Gata, am luat tot! Bă, chiar că să mor eu, deci nu știu să facă lista, frate. În loc să scrii 2 kg de ardei gras, scrii 12 bucăți. Dar de unde știi cât costă 12 bucăți? Scrii 20 de banane. Păi 20 de banane, de unde știu ele câte chile sunt? Sau cât sunt de mari bananele? Că nu-i la banană. Și multe au scris așa și s-a depășit cu 40 de lei. Așa să treci la cumpărători. Treci, domnule, și hai să ne împăcăm, să împărțim în mod egal. Cât e, atâta e, nu un ardei eu, doi ardei tu. Nu lăsăm, am fi în stare să nu lăsăm nici 5 bani. Ați depășit cu 40 de lei. Dar s-a am luat și pungi din cauza asta. Și din cauza că ați făcut lista prost. Bună dimineața. Cu legumele, voi la legume greșiți. Da. După emisiunea de dimineață, discuțiile cu privire la cumpărături au continuat. Aveam o cutie de ficat întreagă. Îi caut-o, frate. Nu, cutie, aveam acolo, da, două. Nu știu, eu stai să vedem ce este aici. Vezi ce este. Ficat, dar eu am o cutie, nu o pungă, o cutie. Cine a făcut, mă, ficat? N-a făcut nimeni ficat. Doamne, ferește. Cu cineva ficat? Jaf, așa, la drumul mare, eu n-am mai văzut. Ia să-mi fac. Îți dau eu un lapte, dacă vrei. Păi nici eu n-am țana. Da, mă, dar aveți un cașcaval. Stă la luat de la mamă. Asta e, la mamă. Ce chizina mea dacă voi nu termini cașcaval. Și acum mai dau și țana, după ce când mi-a venit de 10 lei. Când n-am ce mănânc. Păi da, dincolo ce e la Roșii Raimond, dar vezi să-mi fac și dincolo la cu bicultie. Păi atunci dăm și mie jumătate de cașcaval. Păi de n-am cașcaval, fratele meu. Dar tu de ce? Stai un gram. Ai trebuit să stai seara. Și știi bine. Bravo, inteligentule. Guri! Adu repede o labetă. Dar repede sau ceva, că am vărsat sucul. Nu pot, Guriță, așteaptă. Just a chillin' everywhere I go. De n-o vreau mereu să fiu. Să trăiesc așa cum știu. Dar tu știi că este o coincidență mult prea mare, ca de fiecare dată când începi să cânt, vrei să-mi dai un pup și înainte nu?
Nu, că mi-era dor de mătuși. Nu, tu te vrăja, mă. Păi nu, dar astăzi nici nu mai pot că... Și ce a fost vina mea? E depinde cât de mult mă iubești. Tot ce? Despre tot. Păi cum că ți-ai cu o săptămână aici, că dacă te-aș cere... Aia, că nu credeam, nu credeam. Dar asta mă face. Nu credeam că se face așa ceva. Mă aștept să faci cam după ce o să ieșim de aici din casă. Da? Poate. Câteva ipostaze pe care nu trebuie neapărat să le discutăm, sunt chestiuni de viață, mai importante, mai puțin importante, dar care vă ajută pe dumneavoastră să-i vedeți. Și cum își desfac cumpărăturile, și cum fac listele, și etc., etc., etc. Acum, înainte de a termina emisiunea de astăzi, Laurențiu, și tu ai avut un gest destul de agresiv la adresa lui Grigore. Și eu acum vreau să spun așa, poate Grigore a făcut acel gest cu intenție sau din greșeală la adresa Marianitei, dar tu ai făcut-o cu deplină intenție și a fost cu intenția clar violentă. Vă spun exact intenția lui. Intenția lui a fost exact de a mă provoca. Știa foarte bine că sunt o fire impulsivă și știa că dacă singurul lucru care mă poate scoate maxim din sărite e Marianita. Bun, dar Laurențiu, nu poți să răspunzi la niște gesturi din astea cu lucruri care sunt mai agresive și mai violente, că înseamnă că o să ajungem la bătaie. Eu aș vrea să nu mai văd astfel de gesturi. Din partea nimănui la adresa nimănui, nici din greșeală, nici ironic, nici... Hai, Mariana, nu-i cazul să faci o comparație Mariana, de asta. Spun direct, dacă vreau să-l bat pe Grigore, nu puteam. Dacă tu îl susții în gestul care l-a făcut, vă rog frumos, lăsați actele astea. Vă rog eu frumos, băiețești, huliganice. Hai, ne vedem mâine la ora 12, să aveți o zi frumoasă, la revedere!